de acum câinele tău miroase a lux. Dolce Gabbana lansează primul parfum pentru câini. Da, ați auzit bine. I am delicate. Inspirat de cățelul lui Domenico Dolce, adorabilul Fefe, cum de altfel se și numește noul produs, acest parfum e acum disponibil pentru toți stăpânii care vor ca prietenilor blănoși să fie la fel de ca și ei. Hai Dolce Gabbana, Parfumul DNG a fost creat cu cea mai mare grijă sub supravegherea experților în comportament canin și respectă standardele de siguranță ale protocolului Safe Pet Cosmetics. Deci, poți să-l dai pazorel cu parfum fără niciun stres. Și fiți atenți, Industria îngrijirii animalelor de companie e pe val și ce să vezi, se preconizează că piața va ajunge la 236,2 miliarde de dolari până în 2030. Mă, acum, nu-i de mirare că brandurile de lux sau prins de treabă. Până la urmă și animaluțele noastre merită să fie tratate bine. Revenind, parfumul Canin este disponibil începând cu 1 august și costă doar 99 de dolari, iar odată cu achiziționarea acestuia puteți primi o zgardă exclusivă cu etichetă pe care puteți grava numele cățelușului. Mă, zici că le fac reclamă, dar nu eu le fac reclamă. Cum altfel putea să fie promovat acest produs dacă nu de starul patru pezilor? Fefe, care și-a adunat gașca de cățeluși și a făcut un mini film de Hollywood pentru a-l prezenta lumii. Măi, uitați-vă la ei că sunt efectiv adorabili! Acu, eu n-am cum să nu-mi imaginez ce discuții vor avea câinii între ei. Ia zi, domne, cu ce parfum te-ai dat? Tot cu dolce? Sau dacă se naște invidia? Ia uite-l și pe ăla că e dat cu parfum de firmă. Andra cu grasa! <laughs> n-am suspectat-o de atâta perversiune. Să nu credeți că am luat-o asta dar putem spune că cei de la Dolce Gabbana tocmai au dat startul unei noi tendințe în moda canină. La urma urmei, cine a spus că numai oamenii pot mirosi a lux? Aia care se dau cu parfum. Că mai sunt unii prin mijloacele de transport. ce miros picioarele așa? Du-te frate, mi-o pe picioare și facem ce interviu vrei. Care nu vreau să zic a, ce miros.